Stimați telespectatori, pe fondul tragediilor din ultima vreme s-au născut tot felul de alte discuții și probleme colaterale. Ziarele ne sunt încă înnegrite, paginile scripturii însă aduc nădejde, speranță, aduc o rază de lumină în tot acest univers al nostru, din ce în ce mai încețoșat, din ce în ce mai înnegrit de agresiunea umană, de moarte. În mijlocul morții, în mijlocul tragediilor, există nădejde, speranță și fapte extrem de încurajatoare din partea unor oameni la care nu te-ai fi așteptat să gândească atât de altruist. După tragedia de la Colectiv, am citit în presă declarațiile unei tinere paralizate de la brâu în jos. A dorit să-și doneze pielea de pe picioare cu următoarea frază: eu și așa nu-mi pot folosi picioarele, vreau să donez, să se poată transplanta pielea către cei arși de acolo. Impresionant gest până la lacrimi al acestei tinere. De aici pornim mai departe spre problema donării de organe, transplantului. Știu că sunt donatori de piele, sunt oameni care doresc să ajute pe cei care trec prin diferite tragedii. Am invitat de această dată un specialist. Avem împreună cu noi o celebritate locală și națională. Vă spun bine ați venit, dr. Carmen Pantiș, coordonatoarea programului de transplant pe județul Bihor, județ care este campion, până între ghilimele, campion național la prelevare de organe. Înțeleg că suntem undeva cam pe unde este Spania, se judecă donatori la milioane de locuitori și înțeleg că județul Bihor este undeva destul de sus. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a discuta despre donarea de organe și despre activitatea care se desfășoară în Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Într-adevăr, de aproape 7 ani de zile, Bihorul contribuie la Programul Național de Transplant din România cu un număr foarte mare de donatori de organe, de țesuturi și de celule sânge. Asta nu este la întâmplare. Nu este la întâmplare că graficile sunt atât de înalte pe județul Bihor. Numai de 3 ori ne-am întâlnit noi doi în mese rotunde, în diferite conferințe, conferințe publice pe care le-ați avut pe această temă, făcând educație. Nu numai județul Bihor, ne-am întâlnit la Târgu Mureș, ne-am întâlnit împreună cu alții prelați, preoți care au discutat problema donării de organe. Scriptura ne spune: nu este mai mare dragoste pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenul său. De ce totuși atât de mare reticența la români în general și la evanghelici în particular față de ideea aceasta de donare de organe? De ce trebuie să îngropăm această carcasă care oricum putrezește întreagă? Înțeleg că în Moldova de dincolo de Prut ați participat la o conferință recentisime și acolo ați aflat un alt lucru îngrijorător, că există delimitat spațiu în cimitir pentru cei cărora lipsește o mână sau un picior, că sunt incompleți. Da, sau o splină ruptă sau o parte dintr-un ficat. Foarte interesant această dependență de carcasa moartă, care tuturor ne este clar și în mod deosebit creștinilor după Evanghelie, că este corpul nu ne mai este util în momentul morții. Și oricum vom fi regenerați. Și spune că această sămânță învierea se va face în trupuri noi de slavă. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a explica modul în care se declară moartea cerebrală, pentru că una dintre explicațiile posibile ar fi că trăim într-o țară a incertitudinilor și o țară în care pare totul posibil. Poate de aici și lipsa de încredere a multor dintre frații și surorile noastre, a multora dintre
pacienții și familia acestora, de familii vorbesc în mod deosebit în structura sistemului medical românesc. Da, asta este întrebarea care ne frământă și eu m-am confruntat cu această întrebare din partea altora. Eu însumi, care m-am declarat din mai multe rânduri potențial donator de organe, cum ne asigurăm că cel care este în starea aceea în care vedem clar că încă respiră cu ajutorul aparatelor, încă are un grafic de bătăi de inimă cu ajutorul stimulatoarelor sau restul corpului trăiește, dar el este practic decapitat. Este acea senzație incredibilă pe care au familiile că ruda lor apropiată doarme. Doarme doar aparent, pentru că de fapt el este într-o stare ireversibilă și nu respiră decât cu ajutorul unui aparat special, acel ventilator de care s-a discutat foarte mult în momentul tragediei din București, iar inima îi bate printr-un mecanism intrinsec al mușchiului miocardic, care chiar scos din corpul uman ar continua să bată, fiind ajutat de data asta de medicație dată pe perfuzii continue. Ce știu specialiștii care se ocupă de acești potențial donatori, pentru că le spunem potențial donatori până în momentul în care familia e de acord și semnează cu donarea de organe. În acest proces de declarare a morții cerebrale, de foarte multe ori corpul se răcește și ajunge la 27 de grade, 28 de grade, deoarece creierul este mort și nu mai controlează temperatura, tot așa nu controlează nici diureza, deci cantitatea de urină eliminată, și se ajunge la o complicație, peste 81% din situații, care se numește diabet insipid. Deci, practic, acest cadavru la care îi bate inima și care este pe ventilație mecanică are 8-10 litri de urină într-o oră. Nesurprinderea în momentul instalării acestui proces irreversibil de moarte cerebrală duce la oprirea cardiacă și la prezența unui cadavru care este dus la morgă. Arta de a putea menține acest potențial donator în condiții fiziologice aparține în exclusivitate medicilor de terapie intensivă. Aici aș dori să detaliați și să ne explicați, pe înțelesul nespecialiștilor, cât este de complex. Eu am ascultat explicațiile dumneavoastră deja puțin 3 ori până acum și sunt convins, dar aș vrea să ne convingem și telespectatorii că acest protocol de declarare a morții cerebrale, o situație în care nu se mai poate în niciun caz reveni la viață, pentru că sunt aceste mituri, da, dar după 27 de ani s-a întors din comă, l-au declarat mort, dar a revenit de la morgă și așa mai departe. Explicați-ne, vă rog, cât de atent și cât de complex este protocolul de declarare a morții cerebrale, ce presupune asta și cât este de exact, ca să nu avem această spaimă. Vai, l-am omorât cu mâna mea, l-am lăsat pe medici să descompleteze și uite, dacă ar mai fi trăit. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Ce aș vrea să definesc pentru telespectatorii noștri care poate nu sunt familiarizați este că noțiunea de moarte clinică, folosită de foarte mult în mass media, e acea situație în care se oprește inima, dar omul este resuscitat. Este resuscitat, pornește din nou cordul și practic el poate să plece acasă în 7-10 zile de spitalizare. Noțiunea de comă este complet diferită față de noțiunea de moarte cerebrală. Sunt lucruri complet diferite. Există într-adevăr pacienți cu leziuni neurologice catastrofale care sunt în comă o lună, 3-6. Eu am avut un pacient care 12 ani a fost într-o stare vegetativă persistentă, o stare de comă, îngrijită acasă și care a decedat până la urmă printr-o altă complicație, nu cea legată de leziunea neurologică. Sunt lucruri extrem de diferite pe care specialistul din domeniu le cunoaște și le stăpânește impecabil. Ca să putem declara moartea cerebrală, procesul este făcut total separat de procesul de transplant.
mai ales Oradea este un exemplu extraordinar. În Oradea nu se face transplant de organe, se face doar identificare donatori și prelevare de organe, pentru că transplantarea se face în alte centre universitare. Nu există nici o legătură, pentru că aici e marea suspiciune, nu există nici o legătură între personalul medical care îngrijește donatorul, cel care declară moartea cerebrală, coordonatorul de transplant sau chirurgii care vin să facă prelevarea de organe. Moartea cerebrală se declară pe un protocol care în România este legiferat pe legi foarte stricte. Ultima modificare a fost în noiembrie 2014, prin ordin de ministru, legea 1170, care spune exact etapele prin care se definește moartea cerebrală. În primul rând, e nevoie de medic neurolog, medic sau neurochirurg, medic primar, deci medici care au o experiență și grade profesionale înalte, atestate, pentru a face un examen clinic, pentru a vedea acel pacient care are semnele morții cerebrale cu 12 reflexe de nervi cranieni, printre care este acea situație în care pupilele sunt dilatate, noi spunem midriază fixă, deci ca și la un cadavru, practic, fără lacrimi, fără reflex la lumină, fără să tușească, fără să înghită, fără să audă, fără să miște. Și aceste examinări sunt extrem de complexe și nu se fac o singură dată, ci se fac la un interval de 6 ore. Un alt test foarte, foarte important este testul în care pacientul, potențialul donator, este sevrat de ventilator, deci nu primește ventilații mecanice care să mimeze respirația, pentru că aici e o mare problemă. Familia vine și vede că respiră, dar respirația este mimată de acel ventilator care introduce fluxul de oxigen presetat. Inima bate prin acel mecanism intrinsec de care am discutat anterior și se face acest test de apnee, care este un trigger pentru centrul respirator din bulbul cerebral, o parte care unește măduva spinării cu emisferele cerebrale. E clar că în momentul în care o presiune mai mare de dioxid de carbon în gazele arteriale există și pacientul sau donatorul cadavru despre care discutăm nu inițiază spontan respirații, e vorba de un trunc cerebral mort. Deci niciodată acel potențial donator nu va mai respira decât cu ajutorul aparatului. Și asta e marea, fantastică deosebire între cel care e în moarte cerebrală, în care fluxul de sânge nu mai intră la nivelul creierului, și cel care este în comă, care schițează respirații spontane, dar acestea nu sunt eficiente și e nevoie de ventilator și de ajutor. În afară de acest examen clinic, se fac teste instrumentale care sunt mandatorii în România. Unul dintre ele, cel mai simplu și mai puțin costisitor pentru sistemul medical, este electroencefalograma, care se face și a repetat la 6 ore și care ne arată că nu există activitate electrică la nivelul scoarței. Ce este important de știut este că în România este unul dintre cele mai exigente protocoale de declarare a morții cerebrale, care se poate verifica foarte atent, pentru că în România e nevoie să moară și bulbul, deci să moară trunchiul cerebral și să fie mort și cortexul. În timp ce, de exemplu, declarările de moarte cerebrală în Statele Unite insistă doar pe partea clinică, ca bulbul cerebral să fie mort. E foarte clar că odată ce acel om nu mai poate respira singur niciodată, nu-și mai poate controla suspinul, auzul, nu-și mai poate controla masticația. Deci nu este viabil decât într-o terapie intensivă
Și nici aici pentru foarte lung timp. Cea mai lungă perioadă de spitalizare este descrisă la o femeie însărcinată care a fost în moarte cerebrală și a fost menținută cu ajutorul aparatelor și un efort fantastic cu medicamente și soluții perfuzabile 100 de zile până în momentul în care A fătul reușit. a fost scos prin mica cezariană și a și trăit ulterior, dar ea a devenit donator de organe în țara unde a fost îngrijită. Deci, față de alte țări unde se prezumă acordul și se recoltează organe cu un protocol mult mai facil, în România este extrem de dur protocolul și acordul prezumat nu este de Nu ajuns, există, nu nu există există. practic. Deci Deci nu, în momentul când cineva ajunge după un accident, medicii nu se apucă imediat, au nu, diagnosticat nu, moartea nu. cerebrală, ci trebuie, ce trebuie să știe potențialii donatori și familiile, ce acorduri sau prin ce protocol ar trebui să treacă dacă doresc să devină Să donator. devină donator. Deci ce este foarte, foarte important este că acest subiect tabu al morții să fie discutat acasă, să fie discutat, să fie detaliat și bine este ca fiecare din membrii familiei, în măsura în care au puterea să vorbească despre acest subiect, să își exprime dorința, pentru că am întâlnit foarte multe situații în activitatea mea de coordonator de transplant în care familia spunea, ar dona organele, ar dona țesuturile, dar nu știe care este dorința decedatului. Deci, în primul rând, această discuție este extrem de importantă. După aceea, în momentul în care ești convins că dorești să fii donator de organe, se poate să îți informezi familia sau chiar să mergi la notar să dai o declarație pe proprie răspundere prin care ești de acord cu donarea organelor, a țesuturilor. Și aici, la organe, putem discuta de inimă, plămân, ficat rinichi, iar țesuturile, intestin, în România nu se face transplant de intestin, dar în alte țări ale lumii se face. Asta era următoarea întrebare, când vorbim despre un inventar a ceea ce aș putea. Deci Da, mai întâi eu da. trebuie să știu că trebuie Să te să dau o declarație o proprii declarație cu răspunse ce dorești să donezi. și această declarație unde trebuie să ajungă? Și La acest dumneavoastră, la la este familie? bine să fie la familie, să știe familia și să ajungă la coordonatorul de transplant dacă pacientul Deci la e un dumneavoastră. da, Este un birou în spital la care se coordonatorul ocupă de transplant, acest da. lucru. În Apoi cazul în inventarul. care, da, exact ce dorește să doneze, pentru Ce că poate fi donat? De exemplu, în cazul unui accident. Am un accident de mașină, sunt irecuperabil din punct de vedere biologic. Pentru revenire la viață, ce inventar se Depinde, poate. depinde foarte mult de vârsta celui care este declarat în stare de moarte cerebrală și depinde foarte mult de performanța medicală a țării în care se întâmplă, să zicem, accidentul sau hemoragia cerebrală, leziunea neurologică catastrofală. În România se poate dona cord până în jurul vârstei de 50 de ani. Cord și plămân, nu se face transplant de plămân. Acum sunt vești bune din București, unde se încearcă acel de transplant mult discutat de cord plămân la Institutul CC Iliescu din București. Se face transplant de inimă la Târgu Mureș. Se poate dona ficat cu condiția, bineînțeles, să nu aparțină unui alcoolic, să nu aparțină unui Nu e pacient deteriorat. deteriorat cu ciroză hepatică sau cu un screening viral pozitiv cu virus B, cu virus C. Se pot dona rinichii, dar aici la rinichi este o problemă legată de vârstă, pentru că peste 70-75 de ani intervine acel proces de ateroscleroză a vaselor și sigur că nu poți pune în pericol viața primitorului la urma urmei și dacă este extrem de vârstnic, să zicem este în jur de 75 de ani, este bine să fie informat recipientul dacă este de acord să primească organul salvator. Corneie. Cornee, la țesuturi, da, cornee, piele, oase și tendoane. Am înțeles. Iată că putem, dacă reușim să trecem peste această idee că nu trebuie să fim descompletați în ziua Marii Învieri și în momentul când vorbim despre cei care mor în tragedii aviatice, cei care au corpuri nerecuperate, înecați în oceane,
dacă ne gândim că și pe ei va recupera Domnul, și Cei pe cei care care au sunt fost arși. spulberați, da, arși, și pe ei va recupera Domnul pentru marea judecată, nu trebuie să ne temem noi când ne descompletăm anumite organe și nu vom mai fi complet în ziua judecății. Cel care a făcut lumea din nimic nu are o problemă să recupereze organismele pierdute până între ghilimele și să restaureze, să recreeze cel care a creat totul din absolut nimic. Aceasta nu este o problemă teologică și am avut marea bucurie ca la masa rotundă pe care am avut-o împreună să văd teologi și de alte confesiuni, din confesiunile tradiționale, ar fi confesiunea greco-catolică, chiar între ortodoxi există o dezbatere, să văd încurajând enoriașii la transplant de organe. Odată ce este Și rezolvată transplant și donare, mai și ales transplant și donare. donare, sigur, și donare și primire, în momentul când este rezolvată problema teologică, mai rămâne doar cea medicală de rezolvat. Haideți să ne uităm din perspectiva recipientului. Cred că, în general, am reușit să spulberăm anumite temeri legate de potențiala viață, de continuarea vieții în halul acesta. Cred Da. că aici este. Este, trăim într-o lume mică și într-un spital în care eu sunt foarte cunoscută și sincer spun că sunt foarte, foarte mulți colegi, poate de alte specialități sau știți dumneavoastră cum e în Da. spital, infirmiere, brancardieri, asistente. Dacă aș fi greșit o singură dată și am avut peste 400 de declarări și de interviuri cu familie, o singură dată să fi greșit în acești ani, ar fi fost Devastator. devastator și iremediabil. Este ca și acea veste proastă care spulberă cele 10 vești bune. Tocmai faptul că după atât de mare experiență și după o muncă atât de asiduă și făcută mai mult cu medici rezidenți, mai mult cu asistenți, pentru că specialiștii odată formați își luau zborul în alte centre universitare, nu s-a greșit. Deci în Oradea niciodată nu s-a greșit. Nimeni, dar absolut nimeni din cei peste 440 de pacienți identificați în moarte cerebrală nu a rămas mai mult de maxim. Am avut 21 de zile un tânăr de 19 ani a cărui mamă a refuzat categoric donarea de organe și a umblat la toate bisericile și toate mănăstirile din România pentru a-i Îl salva readuce la viață, da. copilul. Mi-au spus infirmiere, niciodată nu o să uit, m-au chimat infirmiere și mi-au arătat, îi curgea pur și simplu masa cerebrală, se lichefiase și îi curgea prin nas și prin urechi. Pentru că la un moment dat, din cauza acestei lipse de circulație, deci sângele nu mai irigă celula nervoasă, se șterge diferențierea între substanța albă, substanța cenușie, se lichefiază și pur și simplu Deci omul putrezește este, de viu. da, este o Să nu putrezire. ocolim, să nu ocolim realitatea dură. Da, Deci se trezește pe masa da, și medicului. a fost atât de până și cele mai, să zic, vehemente opoziții au încetat și n-au avut niciun fel de fundament în momentul în care a văzut ce s-a întâmplat. Și indirect, bineînțeles, că toate lucrurile se cunosc, se știu, se transmit și n-am avut nici măcar o situație de reîntoarcere sau de persistență a comei mai mult de 21 de zile. Ați vorbit, bănuiesc, în perioada aceasta și cu recipienții ai organelor donate sau i-ați întâlnit cumva? Am întâlnit, mai puțin cunosc, mai puțin, dar există o zi a donatorului de organ, o zi națională a transplantului și am avut una dintre marile, să zic, revelații sau bucurii, așa, bucurii spirituale, pot să spun, un domn pe care nu l-am cunoscut niciodată mi-a adus un buchet de flori și mi-a spus că el este conferențiar de sociologie și a primit ficat de la Oradea. Și la un moment dat am fost atât de surprins pentru că eu nu știu niciodată unde Patru organe. știu că se duc în Cluj și în București, dar nu știu niciodată la cine, cum. Domnul știa din presă, din mass media și nu de mult a fost o emisiune lacrimogenă de-a dreptul la Antena 1, unde un copilaș donator, cel mai mic donator din județul Bihor, un copilaș de 3 ani, care avea rinichi în potcoavă, declarat în moarte cerebrală, a salvat viața unei mame
care de peste 12 ani era internată în listă de așteptare. Era internată în spitale pentru dializa peritoneală și pentru care nu și-a văzut copiii crescând și a fost o întâlnire fantastic de emoționantă între recipient și mama băiețelului care a donat. Iar această întâlnire, să zic, deosebită din București, a avut și o coincidență divină, aș putea să spun. Cel care a donat a fost un om de aleasă cultură, înțelepciune, prorector la Universitatea din Oradea, 57 de ani, moarte fulgerătoare, leziune neurologică devastatoare, inoperabilă, și pe aceeași specialitate, tot sociologie, cu pacientul transplantat în București. O ultimă întrebare, sunt multe alte întrebări, vom lăsa o modalitate de contact pentru cei care doresc, și pe burtieră vor apărea câteva informații să puteți fi contactate pentru întrebări suplimentare. O ultimă întrebare, există acest mit și unii se tem de receptarea unor organe, că există o memorie a organelor, vom trăi sentimente, amintiri, eventual ne vom apuca de meseria donatorului și așa mai departe. Am găsit și eu câteva cazuri descrise, mai ales americanii, care au o cazuistică extrem de complexă și o populație numeroasă cu multe transplanturi. Discutau despre anumite situații inedite. Eu am avut două situații, una dintre pacientele transplantate cu ficat din Oradea, care mi-a spus că a primit transplantul în București și din momentul noii vieți pe care a primit-o, se trezește în fiecare dimineață la ora 4. Uh-huh. Și se pare că acel ficat ar fi aparținut unui taximetrist care se trezea dimineața la ora 4. În ce măsură este coincidența interesantă sau poate fi o întâmplare? Poate fi și rezultatul substanțelor pe care am înțeles că un donator, un receptor le primește pentru toată viața, pentru... Da, este și acea imunosupresie care este tot mai performantă și cu efecte secundare mai minimale. Nu există o explicație foarte clară și nu cred că trebuie să le fie teamă, pentru că sunt situații la nivel mondial în care infectați cu HIV, mai ales în Africa de Sud, unde o treime din populația țării este infectată cu SIDA, acceptă prelevarea de organe de la pacienți infectați cu HIV, deci cu atât mai puțin aceste memorii celulare pentru cineva care este la limita între viață și moarte, nu cred că sunt o problemă. Științific nu le putem explica. Da. Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru acceptarea invitației. Este un subiect care ține într-adevăr de viață și de moarte și cred că este important că am reușit în puținele minute pe care le-am avut la dispoziție să spulberăm cel puțin câteva idei, să spulberăm cel puțin un mit al acelei vieți care ar putea fi continuate, și sperăm ca printre telespectatorii noștri să avem oameni care să practice dragostea creștină și în acest fel. Stimați telespectatori, vă invităm să reflectați la acest subiect. Eu unul m-am declarat în numeroase rânduri ca un potențial donator și doresc ca această carcasă, cât o pot menține în sănătate până când Domnul va hotărâ, să poată fi folosită de semeni. Să le dăm și altora o șansă de a cunoaște harul Domnului prin prelungirea calității sau prin o calitate mai bună a vieții, să cunoască harul Domnului și mântuirea. Și dacă o părticică din corpul tău este utilă și consider că poate fi folosită pentru a-ți arăta dragostea față de semeni, nu uitați, nu este mai mare dragoste pentru cineva decât să își dea din viață și uneori din viața biologică aproapelui său. Doamna doctor, mulțumim încă o dată pentru acceptarea invitației și cred că vom avea, dacă vom avea întrebări suplimentare din partea telespectatorilor, va trebui să continuăm cu o altă emisiune în care să detaliem anumite informații mult mai precise despre ce trebuie făcut sau ce avem de făcut. Sperăm ca acest subiect să stârnească, cel puțin să stârnească pe telespectatorii noștri să se gândească la toate aceste lucruri în detaliu. Mulțumesc. Multă plăcere, mulțumesc!